Salut, sunt Dan Moldovan și în filmul ăsta vreau să spun câteva lucruri despre un ceas. E un ceas pentru copii care, în teorie, e făcut pentru copii. Eu l-aș da și la un bătrân. Sunt bătrân care ajung, din păcate, la performanța să nu mai știe de unde pleacă și unde se întorc. Aveți probabil unii părinți care îți lăsați prin tot felul de orașe sau sate și v-ați gândit să-i duceți într-un oraș mai mare, lângă voi. Mai bine dai un ceas de genul ăsta pe mână decât un telefon în buzunar ori în poșetă. Telefonul poate să-l piardă, să-l fure, dar ceasul, dacă îl dai jos de pe mână, automat ești anunțat și știi cam peste tot pe unde umblă ceasul. Deci poți să iei legătura mai bine cu el, să-i spui, vezi că ai ajuns nu știu unde, nu trebuia să te duci încolo, hai înapoi, ia-o pe strada nu știu care, stai acolo, nu pleca că vin după tine. Deci bun pentru un copil, bun și pentru un bătrân. Anul trecut, prin august, ne gândeam să luăm lui un ceas. Du-te vezi la școală câți colegi mai au ceas. Să duce, începe școala, vreo 3 ani și aveau ceas, parcă după vreo săptămână numai unul mai ducea, după aceea nici mai știu ce s-o fi făcut. Nu e nicio problemă, ia aici un telefon ca să nu te mai mârâi, ia telefonul care vreau să ți-l dau de ziua ta, îl iei acum. Bun. Trece un an, aflăm tot felul de mizerii de la televizor, gata, n-avem ce face, îi luăm un ceas. Ceasul ăsta l-am luat online, după ce am umblat prin câteva magazine prin Sibiu și am pus pe mână tot felul de ceasuri, care mi se păreau că erau mari, chiar și pe mâna lui Vali. Până la urmă am luat unul mai mic, n-are ecran tactil, costa vreo 250 de lei, deci un preț ăsta pus aiurea, care până la urmă redus ajunge la 135 de lei și parcă 14 lei sau 17 lei am plătit taxă de transport, deci ai cumva impresia că ți-l dă pe gratis. Plus că el mai vine și cu o brățară de fitness, brățară care pe mine nu mă interesează, am putut să fac sport suficient când am putut, când am avut timp, când se putea afară, fără asemenea lucruri, nici măcar nu știu cum funcționează, are niște instrucțiuni aici, dar eu n-am fost curios să văd cum funcționează, dar vă spun că există așa ceva și în cazul în care faceți sport și nu puteți alerga fără așa ceva pe mână, să știți că aveți și așa ceva în preț inclus. N-are ecran tactil, este făcut de Vonlex, aplicația pentru el este top Vonlex și nu-i nu știu ce mare strălucire. Deci ceasul nu e făcut pentru un om important, este făcut pentru un muritor de rând ca mine. Dar să știți că celelalte care sunt vreo 230-250 de lei care au ecran tactil, Miria și nu mai știu de care am mai văzut că au unii, nici ălea nu-ți dau exact locația ca să te poți baza așa pe el. Pentru un președinte, probabil de rangul lui Ștrunf ăla din America, acolo ți-l găsește și sub nu știu ce bar sau sub nu știu ce birou dacă stă ascuns. Dar pentru unul de ăsta ca mine, simplu cetățean, sateliții stau mai departe. Și o să vedeți imediat la ce mă refer. Acum, eu am mai vorbit în alte filme care urmăriți canalul ăsta, probabil știți, mai am tot felul de lucruri luate care sunt prin China și sunt unele care sunt chiar mai bune decât alea făcute prin America sau prin Europa, dar ăsta e clar lucru chinezesc. Vine cu un pic de încărcător, 10 cm, 11, în orice caz, l-am băgat să-l încarc vreo 3 ore, și când l-am scos de la încărcat, a rămas o parte din tăblița asta de la mufă în el. Am scos-o afară cu penseta, am făcut o poză. Oricum de încărcat aveam de gând să-l încarc cu un alt cablu de la telefon, că se poate încărca. Nu e cu ecran tactil și din prima săptămână l-a zgâriat. Probabil că da, că era cu ecran tactil, la atâtea zgârieturi câte are acum ceasul, nu știu dacă mai funcționa. După o lună, cam așa, rămâne fără ușița de la mufa de încărcare. Să rupe, să pierde, nu mai știm pe unde. Era tot așa, din plastic, nu mă opuneai. Deci dacă ți-l plouă, oricum darea și-l dă jos de pe mână când face sport și când se spală pe mâini. Dar dacă cumva ți-l plouă, să știi că nu știu cât va rezista. Da? Deci mai bine îl bagă sub mână, trebuie copilul educat, ai grijă de el, că nu cumpărăm în fiecare lună așa ceva. La ora asta ceasul e pe mână la Daria și eu vă arăt niște poze cu el. Pe o parte are 3 butoane, pe partea cealaltă are mufa de încărcare și SOS. Funcționează fără probleme, bateria este destul de bună, dacă lași într-adevăr la minut, se descarcă. Și nu numai că ți se descarcă, dar nici nu-ți arată exact pe unde e procentul ăla de baterie. Mi-a arătat în aplicație că pe la 80% și când mă uit la ceas mai abia o linie. Deci n-avea cum să fie 80%, undeva 20-25%. Dar încă un lucru vreau să vă mai spun, cum am luat cartela din ceas,
Nu trebuia să intru pe nu știu ce adrese web pe acolo să o activez să poată funcționa pe internet. Plus că noi avem abonament. Avea abonament de 5 euro parcă la Vodafone, nu știu, 5 euro sau 5 dolari, nu mai știu cum au ăștia, dar la Vodafone. Și așa că nu am probleme cu prepay, cu minuni de genul ăla să plătesc sau să rămân de pe o zi pe alta fără credit, pentru că altfel nu-ți funcționează. Deci trebuie să ai niște bani acolo pe cardul ăla în momentul în care bagi cartela în ceas și începi să o activezi, să lucrezi cu aplicația respectivă, să le împreuneze acolo. N-am avut probleme cu descărcarea, cu instalarea pe telefon. Telefonul este Galaxy E7. Tot așa n-am avut probleme cu activarea cartelei, pentru că cartela era deja activată din telefon. Era o cartelă luată din telefon. Dar în instrucțiunile astea de funcționare găsiți aici absolut toate lucrurile de care aveți nevoie să puteți să activați cartela să funcționeze pe ceas. Toate activările astea pe care va trebui să le faci, tot felul de setări, să intri pe niște adrese, bineînțeles prima dată de pe un telefon, după care să introduci cartela în ceas. Că toți suntem la instrucțiuni, hai să le întoarcem invers. Aici o să găsiți câteva lucruri despre modul în care funcționează ceasul, anumite erori care pot apare. Ni se spune aici că localizarea GPS funcționează numai în aer liber, în interior, în funcție de model, funcționează Wi-Fi, care e ceva mai precisă, sau LBS, care nu e la fel de precisă. Poziția GPS este afișată cu roșu în aplicație, cea LBS cu albastru și cea Wi-Fi cu verde. Eu numai chiar LBS și în câteva locuri am avut GPS până acum afișat. Tot așa o să găsiți următorul lucru trecut aici, că la monitorizare, dacă este setat pe un minut, o să se consume bateria foarte repede și cel mai bine este să lăsați la oră. Acum, în funcție de ce face copilul, este bine să setați ori la oră, ori la 10 minute, sau dacă credeți că este într-o zonă periculoasă, pentru câteva minute, o jumătate de oră sau chiar o oră, să aveți setarea la minut, după care să treceți pe 10 minute și eventual mai încolo pe oră. Dar hai să vedem cum funcționează aplicația. O să vă arăt acum cum funcționează aplicația. Așa cum am spus, eu am aplicația de la Vonlex, dar mai există una, SeaTracker 2, care și aia poate funcționa. Și că tot vine vorba de aplicații, s-ar putea ca în SeaTracker 2 să existe funcția de monitorizare pe ascuns. În asta pe care o am eu nu am găsit nicăieri, așa că dacă sunteți unii care aveți deja aplicația și știți că se poate monitoriza pe ascuns activitatea, adică să auzi ce vorbește copilul, să-mi spuneți și să treceți în comentarii ca să pot să văd și eu exact unde este funcția respectivă în telefon. Pentru că în descrierea ceasului pe toate site-urile am văzut că are și funcția respectivă, dar în aplicația Vonlex eu nu o găsesc. Da, mă anunță că ceasul este luat, atenție, darea ceasul este luat, când darea se spală pe mâine își dă jos ceasul și atunci așa apare un mesaj. Și asta e aplicația. La momentul ăsta am monitorizare la oră, pentru că se află la școală și știu că e supravegheată, la after school. Aici am date personale, listă de dispozitive, dacă ai mai multe, parole sau oprire de la distanță. Așa arată harta, îmi spune cât are baterie, dar nu prea e sigură procentul ăsta de baterie. Pot să schimb dacă vreau harta, harta generală, harta din satelit sau harta cu autobuz. Aici am setările, modul de lucru, cum să lucreze, eu l-am acum la o oră trecut, comutator LBS, număr gardian, număr unde să sune, limba și fusul orar, SOS numere de familie, aici sunt trecute 3 numere, telefonul, câte numere are în telefon, difuzor cu toate mesajele pe care le-am primit de la Daria, aparat foto, ceasul nu are aparat foto, perimetru dacă îl setezi ca să știi exact pe unde stă și să te anunțe în momentul în care iese din perimetru, n-am setat așa ceva, număr gardian, același lucru. Aici îmi spune cât a umblat, cât a circulat, alarmă la ceas, dar n-am setat nicio alarmă,
tot așa funcții de sănătate, plimbare și alte lucruri pe care nu le folosim. Nu deranjați, orar dacă învață sau e undeva într-un loc unde n-ar trebui să o deranjeze alții. Recompense, iară tot așa n-am umblat, în momentul în care se dă jos de pe mână, ceasul are un senzor și te anunță că ceasul s-a desprins. Nu-l poate darea opri pentru că este setat, nu se poate opri ceasul. Căutare ceas și mesaj dacă am primit mesaje. Deci aplicația e destul de simplă și după cum vedeți îmi spune că se află acum undeva în Sighișoara, dar cât de exact deja este foarte greu pe la sala Zander pe undeva, dar acolo ea are școala. Câte dispozitive am aici, ceasurile, unul aludarea, aici mă caută pe mine. Bun, și dacă ați văzut acum aplicația, cum funcționează, hai să vedem acum niște capturi de ecran de prin locurile pe unde ne-am dus. Că v-am spus că l-am din septembrie, dar nu am vrut să fac imediat atunci prezentarea lui, pentru că am vrut să-l testez și să fac un film din care cât de cât unii să aveți habar de ce-i ceasul ăsta, nu numai așa să vedeți acolo că scot din cutie. Cacamaca, n-are sens să mai faci așa film în ziua de astăzi. Și hai să vedeți acum cum arată localizarea pe hartă. Pata asta albastră și iconița aia zâmbăreață portocalie este Darea. Teoretic, în zona respectivă găsești ceasul. Și în mod normal, cu cât pata respectivă este mai mică, localizarea este mai bună. Adică zona în care a trebuit să cauți este mai restrânsă. Seria asta de capturi deja am făcut-o la Sibiu. Ne ducem la Sibiu la o aniversare. Stăm la restaurant, după care plecăm la un loc de joacă în apropiere. Este un loc de joacă făcut în spatele stadionului, între stadion și parcul submarin. Captura asta de ecran a hărții din satelit am impresia că are vreo 3 ani vechime pentru că nu era încă amenajat terenul de sport și nici nu erau amplasate aparatele pentru făcut sport lângă. Eram deja de vreo oră jumate sau chiar două acolo și încă Darea era localizată tot la restaurant. A doua zi ne ducem la un mall în afara Sibiului și tot așa Darea rămâne în urma noastră pe telefon, adică o localiza tot în afara mallului, în condițiile în care noi eram deja toți trei prin magazinele care sunt acolo. La fel, la plecare din mall, ea rămâne mai departe în mall, după care revine în sfârșit la bloc, după vreo oră, în condițiile în care localizarea era făcută tot la minut, pentru că n-avea sens într-un mall așa de mare să fac localizare la oră. Clar că greu găsești copilul dacă se pierde prin tot felul de magazine. Ultima serie de capturi de ecran o am făcută la Cluj, am fost la o nuntă într-o sâmbătă și eu și Vali și Darea, bineînțeles, și mai multe rude, deci eram tot timpul cu ea, când erau și alți copii, teoretic nu trebuia ceas pe acolo, dar am lăsat localizarea la minut, tocmai ca să fac capturile astea de ecran, să fac verificările, să puteți vedea și voi cum funcționează ceasul ăsta. Darea se afla în hotel și eu mă aflam la câteva străzi mai încolo de hotel. Am impresia că pe la biserică mă aflam aici, cu toate că nu era așa. Am făcut capturi de ecran aici de la restaurant de jos, din camera de hotel, din balconul de la hotel. După cum vedeți, copilul se afla în hotel și eu mă aflam departe de hotel. La un moment dat îmi dădea o localizare, un alt hotel decât Hotelul Grand Italia, unde ne aflam noi. Și hai să tracem o concluzie. Așa cum am spus la început, ăsta e un ceas pentru muritor de rând. Dacă copilul tău e năzrăvan, fuge aiurea de la școală, de prin parc, de unde lași, să duce prin nu știu ce magazine de pe lângă tine, da? De că vrea să exploreze, că așa e el făcut să nu stea locului, sau chiar tu ai făcut greșeala, să lași, să umble, că îl văd de aici, nu știu ce, și du-te, mamă, că e bine să te duci să vezi pe pielea ta nu știu ce lucruri, s-ar putea să intre în tot felul de probleme. Și o să-ți pară rău mai încolo, că n-ai putut să-i spui, stai mă lângă mine aici și ne ducem numai noi doi acolo să vedem ce-i în partea aia, ne ducem numai noi doi pe nu știu unde, sau te duci tu și încă cu vreo 2-3 inși, pentru că nu ți-l găsește exact unde trebuie. Eu m-am chinuit, l-am lăsat la minut, l-am lăsat să se consume numai ca să văd cum funcționează, ca să pot să-mi dau seama dacă mă pot baza pe el sau nu. Ați văzut că la un moment dat ceasul era în hotel și eu eram departe, când eu eram cu el în mână, la fel și prin Sibiu pe acolo unde am făcut pozele alea la locul unde se putea face sport lângă terenul ăla de fotbal, tot așa ceasul era la mine în mână de vreo oră și
și el încă mi-afișa că dare la restaurant unde a fost dincolo. Deci nu prea te poți baza pe el că îți spune exact, da? Pe modelul ăsta, pe aplicația asta. Dar în general perimetrul e cam acolo, adică plus minus 250-300 de metri. Dar să spunem că știi unde e, dar perimetrul ăla de 200-300 de metri sau chiar o jumătate de kilometru, dacă e un mall mare, dacă e o zonă cu multe blocuri, dacă e un bloc mare, înalt, cu mai multe intrări, caută copilul acolo, în zona aia, repede, ca să-l găsești imediat, da? În primele minute când te sună sau când îți trimite SOS, alarmă că s-a pierdut. Dacă nu-l poți identifica exact sau să trimiți mesajul ăla mai departe, vedeți că e cutare în cutare bloc la etajul nu știu care, normal că sunt probleme deja. Mai ales în ziua asta în care lucrurile sunt așa de ieșite din comun, să spunem. Astăzi se duce și tu îl vezi, mâine se duce și îl vede nu știu ce bunică, dar apoi nebunica doarme nu știu unde și el pleacă. Pleacă că vede nu știu ce mașină, că vede nu știu ce alt copil, un câine și așa mai departe. Dacă într-una îi spui, stai aici, nu te duci, te duci la toaletă cu două, trei fete. Dacă te duci la toaletă, le mai spui la nu știu care că vedeți că noi plecăm acolo. Inclusiv la profesor, dacă ești undeva într-o excursie, da? Ar trebui să-i spună treaba asta. Nu rămâi în urmă să te uiți la nu știu ce lucruri, te duci și stai lângă grup. Nu pleci de la școală mai repede decât trebuie. Deci astea sunt lucruri simple care în ziua de astăzi sunt foarte importante. Nu-i ca pe vremea lui Ceaușescu în care lăsai copilul la bloc sau în fața blocului și îți vedeai de treabă și știai că seara îți vine înapoi acasă. În ziua de astăzi sunt mult mai multe locuri și blocuri și zone aglomerate și după cum ați văzut în capturile de ecran, degeaba îmi spune mie că într-o zonă din aia unde este și stadion și teren de fotbal și loc de făcut sport și un parc mare și un hotel și încă câteva străzi pe lângă. No, caută copilul repede când îți spune că m-am pierdut sau când îmi spune că nu știu cu care m-am dus și am rămas nu știu pe unde, pe după nu știu ce tufe. Dacă cumva v-am pus pe gânduri, foarte bine. Dacă aveți și voi alte idei, treceți-le în comentarii. Sunt Dan Moldovan și vă mulțumesc pentru atenție.